Hei, salut! Bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Vreau să împărtășesc astăzi cu tine un gând care mie mi-a dat de furcă. Și cineva, Siluis, zicea undeva că eșecurile sunt amprente care pavează calea spre succes. Doamne, măi să fie! Eșecul e eșec, gândeam eu. Cum adică ce treabă are eșecul cu succesul? Mie mi-a trebuit ceva să înțeleg că, de fapt, fiecare eșec este o oportunitate de a învăța. Mi-a trebuit ceva să înțeleg că uneori ies lucrurile și e foarte ok să iasă cum îmi doresc eu, dar e foarte ok să iasă și așa cum ies ele. Și eu să învăț cum puteam să fac mai bine și cum pot să fac diferit mai bine data viitoare. Nu știu cum e pentru tine, cum te raportezi tu la eșec. Dar eu am înțeles așa, fiecare eșec este o nouă șansă, o oportunitate de a învăța ceva nou. Și numai eșuând, având momente în care să nu-ți iasă, numai așa îți asiguri calea spre momentele când o să fii învingător și o să-ți iasă așa cum îți dorești tu. Deci, dragul meu sau draga mea, dă-ți voie să greșești. Este foarte ok, dă-i voie copilului tău să greșească. Avem voie să greșim, da? Important este să învățăm din aceste greșeli. Doar asta este condiția. Te îmbrățișez, pe data viitoare!